După temperaturile extrem de ridicate din ultimele zile, așa cum ne-am obișnuit de când avem de-a face cu fenomenul de încălzire globală, urmează fenomene mai puțin obișnuite. La Dej, seara trecută, vântul și-a arătat forța, astfel că o rafală de scurtă durată a smuls mai multe creni și a pus la pământ un copac din parcul mare al orașului. Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, o perioadă de vreme cu fenomene extreme este urmată de o altă cu manifestări pe măsură. Avem caniculă, știm că urmează furtunile cu vânt puternic, descărcări electrice și grindină. Și locuitorii Dejului au simțit în ultimele zile din plin efectele neplăcute ale codului galben de caniculă. Surpriza a venit însă în seara de duminică, atunci când în jurul orei 19 norii s-au adunat deasupra orașului și o rafală de vânt s-a pornit ca din senin. Nu a durat mult, dar a fost suficient de puternică pentru a smulge crengile copacilor și a pune la pământ un copac în parcul mare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.